ai fi în stare să capturezi o maimuță vie? E destul de dificil pentru că animalul se mișcă, urcă, sare, e foarte greu de prins. Și totuși indienii au inventat de mii de ani un sistem incredibil de simplu să prinzi maimuța. Și ar fi bine să-l cunoști. Poate nu vrei să prinzi maimuța tu, dar să nu fii tu prins în locul maimuței. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și tot vreau să insist un moment despre tema pe care l-am văzut ieri, adică despre greșeala de a insista în strategii învechite când situația se schimbă. Desigur, vrei să știi care este legătura cu maimuța. Maimuța se lasă prinsă cu un sistem incredibil de simplu. Indienii pun o căsuță de lemn, destul de grea, și pun înăuntru câteva banane. Dar pun o gaură mică prin care maimuța poate să pună mâină și să ia banana și reușește. Dar atenție, în momentul în care intră, gaură suficient de mare să atracă. Dar, în momentul în care maimuța are banana pe mână, nu mai reușește să scoată afară mâna și rămâne prizonier acolo. Ar putea, atenție, în orice moment să lase banana și să fugă, să renunțe la banana. Adică, la un moment dat, dacă nu poate fi prinsă, poate lăsa. Dar nu. Maimuța se lasă prinsă cu ușurință, pentru că nu reușește să se lase de banana respectivă. Asta e o povestioară pe care n-am inventat de sigur ieri și chiar e adevărată și se folosește foarte mult în toate cercurile de misticismi pentru a ne demonstra cât de mult și cât de periculos poate fi atașamentul la anumite lucruri, adică incapacitatea noastră de a scăpa de anumite obișnuințe, de anumite credințe. Se pare că de multe ori ne îndrăgostim de lucruri pe care le avem, lucruri pe care le facem și nu ne dăm seama că sunt de fapt o capcană. Gândurile noastre, strategii învechite, harte mentale care nu mai funcționează. E clar că aici ar trebui să facem o operă de curățenie imensă. Pe de altă parte, de ce ar fi așa de greu? La un moment dat, noi, în casă, din când în când, facem curățenie, aruncăm tot ce nu mai e de folos, tot ce e stricat, tot ce nu mai se potrivește, e unii mai obsedați păstrează lucrurile undeva într-un subsol. Dar la un moment dat, dacă nu prea ai spațiu, arunci și cu asta basta. Atenție, unii chiar nu reușesc, unii chiar stau într-o casă care devine un depozit și în care nu mai ai spațiu să te miști. Dar, cum se știe foarte bine, până când nu arunci lucrurile vechi, nu este spațiu pentru lucrurile noi. Evident, nu tot ce e vechi trebuie aruncat, dimpotrivă, dar o analiză periodică a credințele pe care le avem în cap, a obiectele la care ținem așa de mult, mai mult, la metode de a aborda viața la care ținem, la obișnuințe. Nu uita, eu exact ce am spus alaltă ieri, mi se pare, cu harta mentală. Noi avem o hartă și suntem prin definiția convinși că avem dreptate. Și chiar dacă nu se potrivește, de multe ori, în loc de a ne pune în discuție, credem că e greșită realitate. Adică avem mereu tendința de a forța realitatea în așa fel să se adapteze la gândurile noastre. În orice discuție, te dai ușor seama când e vorba de politică, de sport, dar și de chestii mai importante. Noi nu vrem deloc o discuție, nu vrem deloc să atingem adevărul. Ne interesează mult mai mult să avem validarea punctul nostru de vedere, independent dacă e adevărat sau nu. Adică, eu cred că dacă e o banană care ne ține mereu la loc, este vreau să am dreptate, în loc de a mă întreba care este adevărul, care este
lucruri care într-adevăr m-ar ajuta. Pentru că, din nou, să nu uităm, dacă harta mentală noastră e greșită, greșim traseul, nu ajungem la rezultatul. Și dacă rămânem blocați cu banana, nu ajungem desigur nicăieri. Ne vedem mâine!